Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Luni, conducerea ALDE a decis ca formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu să iasă de la guvernare. Trei dintre cei patru miniștri ai partidului și-au depus demisiile. Decizia vine după ce ALDE și PSD nu s-au înțeles în privința restructurării guvernului și a unui nou program de guvernare. Tensiunile dintre PSD și ALDE au fost provocate de decizia PSD de a susține un candidat propriu la alegerile prezidențiale 2019, spre nemulțumirea lui Călin Popescu-Tăriceanu, care a anunțat încă din 2018 că vrea să candideze. Ca urmare a ieșirii de la guvernare, miniștrii membrii ai ALDE și-au dat demisia din partid. Singurul ministru care a preferat excluderea din partid a fost Ramona Mănescu, ministrul afacerilor externe, în timp ce Anton Anton, Gabriela Gavrilescu și Viorel Ilie au ieșit din guvern. În acest moment, PSD nu mai are parte de susținerea ALDE, astfel încât actualul guvern trece printr-o situație de criză. Reporterii Bucovina TV au întrebat sucevenii ce părere au despre actuala situație în care se află PSD, astfel încât cei mai mulți dintre aceștia au fost de părere că actualul guvern ar trebui să plece. Ce părere aveți despre actuala situație în care se află PSD? Credeți că ar trebui să mai rămână la guvernare sau să plece după ce au pierdut susținerea celor de la ALDE? Pleacă. Păi dacă nu fac treburi bune, și să mai stea? Să fie ceva tânăr, să intri în tineret, să reîntoarcă România în România. Deci ar trebui să plece? Să plece și să fie un tineret, tineret la putere. Ca președinte, eu sunt pentru Ioane, să știți. Eu pe el l-am votat, mie îmi plac oamenii cu minți, oamenii inteligenți, oamenii care sunt liniștiți. Mie nu-mi plac aceștia care fac panorama. Nu vă spun, eu pe el îl votez, să știți, indiferent care situația, nu mă interesează. Eu pe Ioane să-l votez și ca guvernator încă nu știu, să știți. Să plece guvernul, să plece senatori, deputați. De asta s-a făcut așa, de asta este așa o brambureală și așa o nebuneală, pentru că au pus mâna pe totul. Toată puterea țării este în mâna lor, nu au făcut nimica, pensionare la pământ, muncitori la pământ, tineretul nici nu mai spun, așa o catastrofă. Unde era pe vremea lui Ceaușescu să stea lui tineretul fără serviciu sau să stea pe baruri, pe parc, nu știu unde. Nu a existat așa ceva. Toată lumea avea servici, toată lumea avea, de două ori mergeam, să știți, în concediu, să știți, acum am 10 ani, eu sunt pensionar, am 10 ani de când nu m-am dus nicăieri. Nu-mi convine, pentru că e scump și nici nu pot. Acum, nici mai greu, că bătrânița e grea. Să pleci tăi de acolo să intri cineva care conduce ca lumea. Nu prea sunt cu politica, dar din câte am auzit, nu prea fac ce trebuie și ar trebui să plece, părerea mea. Nu știu să mă exprim politic, dar din câte am auzit și din câte se vorbește, da, ar trebui să plece.